Dornici de relaxare, turiștii au fost prezenți într-un număr destul de mare în stațiunile de pe litoral în weekendul de Paște. Mamaia a fost vedeta și anul acesta. Am avut pachete de Paște de 3 nopți, am avut turiști care au stat și au preferat să aleagă și pachetul de 2 nopți, dar și turiști care au venit direct la recepție, neavând o rezervare în prealabil. Duminică au fost încântați să testeze produse preparate tradiționale omenești, iar în a doua zi de Paște o parte din ei au fost încântați să încerce și alte preparate specifice zonei Constanța, preparate cu specific pescăresc. Cei mai mulți au ales pachetul de 2 nopți, cu mic dejun inclus, și restul o noapte, 3 nopți, cu preparate tradiționale din perioada pascală, ouă roșii, cozonac, pască. Hotelierii susțin că weekendul de Paște a adunat pe litoral peste 2000 de turiști. Intenția noastră este să creăm o tradiție, în sensul ca turiștii români să vină să-și petreacă Paștele pe litoral românesc. Evident că pentru a ne atinge acest obiectiv e imperativ să oferim servicii de bună calitate și evident partea de divertisment să fie la înălțime. Noi am avut hotelul aproape plin, rata de ocupare a fost undeva aproape de 90%. Hotelierii, aducând pachetele acestea cu cine tradiționale, cu tot felul de produse locale, au reușit să-i atragă și cumva și pentru anii viitori. Față de anul trecut, Paștele acesta a fost mai generos ca număr de turiști. Comparativ cu anul trecut a fost o creștere de 10-15%, spunem noi, având în vedere că unele hoteluri au fost chiar la o capacitate maximă. A fost un plus anul ăsta, destul de ridicat gradul de ocupare, undeva la 80-85%. Comparativ cu anul trecut a fost o creștere de 10%, gradul de ocupare fiind de 70%. Următoarea perioadă aglomerată de pe litoral va fi în mini-vacanța de 1 mai.